16 foc, facem un terci. O să pun două cupe sau cupă de proteine din asta, de la Jim Beam. Să punem scorțișoară și stafide. Și apoi le lăsăm să se răcească și băgăm la frigider. Am pus o cupă de proteină, aici am pus și scorțișoară, un praf de scorțișoară, vedeți, și un pumn așa de stafide. Hai să le amestecăm încă o dată. Și apoi o să le scot într-un bol, o să pun siropuri cu 0 calorii, banane nu mai am să mai pun. Și dacă mi se va face foame mai încolo, după ce voi mânca pepenele acesta, de o tăscă de mult e, dacă mi se mai face foame, o să o mănânc. O să mănânc budinca asta, terciul ăsta, dacă nu, o să-l mănânc mâine, înainte să mergem la antrenament. Cafeluța frumos! Bună dimineața! Începem o nouă zi de slăbit cu o cafea îndulcită cu două lingurițe de miere de rapiță, iar azi noapte am mâncat un sandwich, am avut o chiflă, am băgat niște mușchi, niște cașcaval roșie și am mâncat azi noapte pe la ora 3, am uitat să-l filmez, dar vi-l arăt acum ce-a mai rămas din el. Cu miroase în toată curtea, numai bulion. O și două tuciuri? Ok, hai să vedem și câte kilograme am până pe la sală. Sunt curios. Ieri am avut 116,5. Wow, 115,3. Chiar dacă am mâncat azi noapte sandwich-ul ăla, se pare că tot am slăbit super bine. Hai să mai mult până o dată, că mi se oprise. 115,3, vedeți? E bine, e super bine. Trebuie să ajung la 113 săptămâna asta, adică tam doresc. Ok, hai să mănânc budinca asta de ovăz pe care am făcut azi noapte. Am lăsat-o toată noaptea în frigider. Ia uitați. Da, ce tare. Mamă. Super. Abia aștept să o mănânc și apoi să mergem la sală, să tragem tare de tot.